Băi, eu am fotografiat serii. Acolo n-am vrut să fotografiez, dar dacă vrei să mă că eu am putut să și îl iubesc pe ăla care a scris nu e și pula. Cu clarirea la serii, bă, dați cu spatul pe acolo. Dați cu trafaletul. Nu e prea mișto, nu e și pula. Să vă zic ceva de serii, dar înainte mă duc să mă duc. Ah, băgămeșcul, am dat cu capul în pizdă. Postul meu cumnat, care încă cred că se mai crede cumnat, că de obicei ăștia își păstrează săreștii, păi n-am întâlnit că sărești, se grăbiști de ăștia, riști și câștigi, sărești, păi unde pula mea e aici? E puțină zapă. E de Bărgambiu. N-are nimic. E bine. Lasă că după aia dau albastru. De zapă. Ăla își dorea de când era copil mic să facă sărit. Bă, dorința aia devine realitate. Numai că misiunea lui de viață era să-mi termine mie viața. Cum? Asta a fost misiunea lui de viață. Cam atâta. Și văd că a continuat. Cu ce? Cu handicapați? Păi, nici nu mai am dat seama, dar a început pula mea. Iubitul. De când era procesul al doilea. Deci aia chiar era în sală, era un mecanic apăt care era dat. Numai că băiatul a vorbit cu mecanic apăt. Și acum mă urmare să mai handicapați. De ce să lucrez cu handicapați? Păi, ce de a fost cu handicapați? Că e cam de doar. Deci să rei un... De adevărat ăla, ca să vă zic eu, are o latură de handicapați. Și latura de handicapați a tăpărut pe mine. Nu știu, mă iubește. Mă iubește rău de tot handicapatul. Trebuie să așeze lângă mine, după aia pleacă. Cum? Nu știe pula mea să mă pupe sau să nu mă pupe în cur. Nu știe dacă să mă pupe sau să nu mă pupe în cur. Nu știe cum să pupe în cur. Nu știe. Dacă aș fi să le dau o pensie sau ceva, poate mă pupă în cur. Dar eu stau așa nemișcat. Aici, aolo, nu-mi dă nimica? Nu-mi dau. Păi de ce? Păi eu n-am nimica. N-ai nimic? N-ai niciun handicap? Păi se pare că n-am niciun handicap, am două mâini, două picioare, am un cap. Cumva
îmi funcționează cumva, înseamnă că am ceva. Că mi-a zis mie un psihiatru că am schizofrenie paranoidă, s-ar putea să am sau să n-am, că aici nu poți să te bagi, nu prea știi. Da, nu vreau. Și atunci, ce vrei? Vreau pula ta. Păi dacă vrei pula mea, să vrem pula. Bacă cu botul aia. Păi mă pun lângă tine și te dea lângă tine. Zice, te put. Mamă, ce curat e. Curat murdar. Păi fenta asta este de vreo 2-3 ani. Fenta asta m-am plictisit de aia. Te pui și plece. Da, mă pun și plec. De obicei băbăciu, asta umbla cu băbăciu. Și mi-a interceptat și telefonul, că eu de-aia nu m-am vorbit pe telefon. Eu vreau să mă angajez pula mea să fac șorul de bani sau să plătesc pensia de firma asta. Mă reintegrez și în societate și alea, cum e normal. Cum credeam că e normal, cum zice societatea, da? Dar nu e normal. La ăștia nu e normal. Nu ce e mișto. Și se dă pe ăștia dimineața. Când e dimineața, mă duc la Nelly și zic. Să mă bucur. Adriana, vreau împăcările. Vreau fata împăcării, dar azi pot fi la da. E fata la căpuci și nu pot să te dacă ai card, eu n-am card. Nu să mănânc. Simt că seamănă să adună. Eu să-mi fac buletin de identitate. Eu nu știu cum mă cheamă. Cum să mă chem după ce nume? N-am buletin. Zilul s-a urmat să-mi dea buletinul înapoi. Deci n-am nici buletin. Deci n-am nici card. Păi eu am întâlnit. Da, știu, ești moartă de foame. Tu ești familia foame, da. Bărea, tu ești familia foame. Eu n-am datorii. Nu știu dacă. Păi de mea și pula în gândă cu pui. Cu tu-ți moartă. Eu te-ai căzut în pula. Deci, fată, nu mă interesează pe mine, dar du-te la domnul iubire, că la poate are datorii, sigur are datorii, dacă tu după 10 ani ai datorii, ești prea prost. Trebuie să ți le rezolvi. Dacă ascultai pe băiatul de adevărat, ți le rezolvai. Și acum ai reinviat dorește. Numai că acum ești metresă. Ești jucătoare de voi. Mai prost sau poate. Eu cred că meseria ta e doar să fii spula. Cred că te da unul, îi zici un dosar și a zice vine și îți de spula. Zice spula. Și după aia obitul te bate. Îți de la ori. Am mai văzut-o pe o răveriță. Cu ochiul gână. Check este serigul.
de obicei ăsta e cu violet, cu... Cum nu știu, hai că știu. Lăbiți cerurile cu violet, nu e violet. E ultraviolet, e invizibil. De fapt, la casă fie vizibil, e violet. Și a apărut ca proasta, am zis, bă, nu la mai multe cele proaste. A apărut cu ochiul de naufrag. De la băiat. Păi nu puteți să stai acasă că te-am ajuns să intra cu ochiul de naufrag. Am avut și un ochi de naufrag. Am și o barbă defalcată. M-a prins și pe jos când aveam o fireție și mă mirau și m-a bătută. Niște prieteni de-ai tăi, Adrian. Dar o Cristina proalție. A zis că nu mă lasă. Că n-ai nimic tu, că tu ești de rasă. Dar... Vezi, asta de fiu. După aia mi-a răsat de fără, că se dau oricum. Dar asta de fiu, e natura variană. Deci, eu pot să mă fac cu iubirea. Nu știu, mama vrea în păcări. Și dacă vrea mama, trebuie să facă mama. Dar nu știu, nu prea mai pot să vorbesc cu mama. Unde e mama? Doi, telefonul e deschis. Mama, unde e? Nu știu. Mama, să mă împac cu iubirea, cu fofoloanca, care nu se redea pe Craci și nu se spună o dată la o săptămână? Că și eu îmi eram, ce pula mea era asta? E intelectual, doar gândea cu cap, spăla doar pe cap. Nu se spără nici pe cap. Este așa în spăla. Că era rocăiță, rocăriță. Rocăiță cu mătreață? Era rocăriță. Păi și tu erai batcriță. Dar la rocăriță nu-i place batcriță. Nu știam că la rocăriță îi place batcriță. Nu, era altfel de rocăriță. Altfel? Altfel de rocăriță. Bine, eu vreau la fel de rocăriță. Să mă placă batcriță. Deci o să vă găsesc pe Corina Chiză, așa cum e aia, care nu e rocăriță, e o artistă, bărbă, și o să mă placă și bad clip, că nu o deranjă pe față, eu fac treaba mea aia, așa de treaba, și stăm, o să vezi tot, desigur. Da, Ioana. Să zic acum pe YouTube, că știu că te uit. Un împăcări. Labe. Labe 1, da. Deci, eu sunt unul, să fac labe. Păi nu fac labe, fată. Câteva lume mai fac nicio labe. Sau așa ne mișcă. Pentru că tu mărită te vei sărbăta. Și lasă pe Adriana că e măritată. Se sugă pula lui iubire. Eu nu sunt iubire. Eu sunt dracu.